În ziua de 7 mai, Consiliul Județean Suceava și Primăria Fălticeni au fost percheziționate de procurorii Direcției Naționale Anticorupție din cadrul Secției de Combatere a Infracțiunilor de Corupție, însoțiți de jandarmi mascați de la Brigada Specială de Intervenție. Aceștia efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție comise în perioada 2003-2015. Perchezițiile se derulează nu numai la Fălticeni, ci și în alte instituții din județul Suceava, dar și județele învecinate Botoșani, Iași, cât și în municipiul București, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă. În cauză, procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de informații și din partea Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.